Violet, bine ați revenit pe canalul acesta. După cum ați văzut din poze de la începutul acestui tutorial, o să lucrăm împreună un cardigan palton splendid. Firul pe care l-am folosit eu este Alize Superlana Ombre și eu am utilizat 4 gheme ca să aranjeze în acest fel degradeul. După cum vedeți, degradeul pleacă de jos cu o culoare închisă și mâinicile la fel sunt cu o culoare închisă, iar gluga este în degrade. E un palton cu un guler sau cu o glugă foarte, foarte versatilă, poate fi purtat în foarte multe feluri, puteți să-l transformați în guler sau în și să-l aranjați în sub mai multe forme, da? Deci cum doriți, e foarte versatil, da, și foarte interesant. Vă invit să lucrați împreună cu mine acest cardigan, deci vă repet, eu am folosit 4 gheme, mi-a mai rămas din ele. Ca și fire alternative, puteți să folosiți Alize Lana Gold Classic sau un alt fir de aceeași grosime, potrivit pentru andrele numărul 6. Dar nu exclud și faptul că puteți utiliza și fire mai subțiri ca să vă faceți cardigane mai legere, folosind aceleași tipare pe care le-am prezentat eu și același croi pe care l-am prezentat eu în continuare în tutorial. Este o piesă vestimentară de rezistență, zic eu, în garderoba voastră. Ca și concluzie, am spălat cardiganul, nu s-a lungit deloc. Din păcate, eu mă așteptam că o să se mai lungească, dar nu. Firul s-a comportat foarte, foarte ok, nu s-a lungit, nu s-a lărgit, deci este ideal, ca să spun așa. În alt ordine de idei, în tutorial o să vedeți că eu nu am făcut butoniere, eu nu am lucrat butonierele, dar eu le-am creat artificial, ulterior, pentru că acești nasturi sunt foarte înguști. Eu pur și simplu, ulterior, am făcut loc printre două ochiuri aici și am cusut cu acul și cu ața de mosorel de jur împrejur, astfel formând o butonieră. Da? Deci le-am făcut ulterior, ca să știți că nu le-am prezentat în tutorial. Bun, dragii mei, vă invit să lucrați acest cardigan care este splendid, splendid și îmi place foarte mult. În special gluga, și pentru cele care mă întrebați de foarte multe ori cum se lucrează o glugă, puteți folosi acest tutorial și să-l aplicați pentru alte piese vestimentare pe care le lucrați voi, fie chiar și pentru hăinuțe de copii, știu că mulți lucrați combinezoane cu glugi, sau orice jachete, ce preferați voi, da? Să lucrați cu glugă, aveți aici toate informațiile. Vă doresc vizionare plăcută și aștept cu nerăbdare pozele cu cardiganele voastre. Sunt foarte curioasă cum o să vă iasă. Vă atenționez, mai ales pentru cei începători, este un model care se lucrează foarte, foarte simplu. Și dacă respectați pașii pe care i-am indicat eu în continuare, credeți-mă că orice începător poate să-și lucreze un astfel de cardigan fără probleme. Cardigan slash palton o să denumesc acest videoclip, pentru că e destul de grosuț și plus că puteți să lucrați un astfel de piesă vestimentară și să o căptușiți și atunci o să aveți, în adevăratul sens al cuvântului, un palton, da, cu tot ce trebuie. Bun, dragii mei, vă las să urmăriți tutorialul, spor la lucru! Și nu uitați că este păcat să irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Vă las acum să urmăriți în continuare videoclipul. Pa! Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un tutorial pas cu pas. Să începem un nou tutorial. De data asta avem un fir nou, un model nou și așa mai departe, da? Ceva interesant, da? După cum ați văzut în imaginile de la începutul acestui videoclip. Pentru acest cardigan pe care îl lucrez, eu o să folosesc fir Alize Ombre Batic, da? Superlana Midi. Este un fir, după cum vedeți, da? În degrade. Un fir destul de grosuț, acest ghem, da? Un ghem are 300 de grame și 500 de metri, da? Practic în 100 de grame ar veni 100 și ceva de metri, da? Și în, ca și compoziție este imediat 75% acril și 25% lână.
Da? Vedeți, este un fir cu o toarcere lejeră, da? Nu este foarte strâns. Codul acestei culori este 7272, 75% acril, 25% lână și recomandările producătorului sunt spălare manuală, for înălbitori, uscare pe suprafețe întinse, se poate călca la număr, la un, cum să zic, intensitate foarte, foarte mică, andrele între 5 și 7, da? Deci cam astea sunt recomandările. Eu pentru acest cardigan folosesc andrele numărul 6, da? N-am luat nici cele mai mari, nici cele mai mici, astea mi s-au potrivit după gustul meu, ca să zic așa, da? Bun. Pentru că este fir ombre, recomandarea mea, da, pentru că are acest degrade, este să lucrați și fața și spatele în același timp ca să vi se așeze ombreul frumos, da? Deci eu am început cu partea mai întunecată din ghem, da? Iar când o să ajung la partea deschisă, o să conectez cu un fir din mijloc, da? Ca să se așeze degradeul frumos, da? Să vină de la închis la deschis, după aia de la deschis la închis, da? E o ciocolată superbă. Bun, acum eu lucrez un cardigan pentru mărimea M și am pus pe andrele, da? Haideți să vă întind așa cât îmi intră în cadru, da? Am pus pe andrele 183 de ochiuri, da? Atâtea le-am calculat eu, bun? Bine, acum ce-am lucrat eu? Am lucrat așa, la început, vedeți, ca să fac platca din față, am lucrat un ochi pe față, unul pe dos, cam am aici 8 ochiuri, da, vedeți? Deci un ochi față, unul dos, da? După aceea, aici s-a terminat cu un ochi pe dos, am început să lucrez banda de elastic cu 2 ochiuri pe față, 2 pe dos, da? Nimic complicat. Și am lucrat așa până la platca cealaltă, din partea cealaltă, unde avem, vedeți, aici sunt 9 ochiuri, da? Nu sunt 8. De ce? Pentru că ca să fie simetrică, da? Să fie lucrul simetric, a trebuit să mai adaug aici un ochi, da? Ca să se termină cu un ochi pe dos, pentru că știți că întotdeauna ultimul ochi din rând trebuie să fie pe dos, ca să vă iasă frumos marginea asta, da? Aici care se formează, da? Ei, și aici, practic, la platca asta am 9 ochiuri. Acum, eu acest cardigan încă nu m-am hotărât dacă îl fac cu nasturi sau fără nasturi. Eu nu o să fac butoniere, ci în cazul în care mă hotărăsc să-i pun nasturi, o să-i pun din aceea cu cheutoare, da? Adică care se cos. O să vă arăt eu. În cazul în care mă hotărăsc. În acest moment nu știu încă. Acum, ca să... Da, eu am lucrat vreo 14-15 rânduri. 14 rânduri am lucrat, da? Cu elastic 1 cu 1 sau mai bine zis, nu știu, vreo 7 cm. 2 cu 2, scuze. Elastic 2 cu 2. Vreo 7 cm. Și acum ce am făcut eu, da? Am împărțit, da? Fața și spatele, da? Deci uitați, astea roz la mine sunt delimitate. Asta este fața, da, dintre cele roz și spatele. Și acum o să vă spun imediat câte ochiuri am păstrat pentru față, că nu mai știu. Le numărăm împreună. Deci 45, a, 50 de ochiuri, da? Avem 50 de ochiuri pe față, iar aici sunt 51, da? Pentru că avem acel ochi de aici, da? Care a fost în plus, bun? Deci dacă au fost 50 pe o față, 50 pe alta, înseamnă că pe spate ne-au rămas 83 de ochiuri, da? Aici... să vedeți un pic, să fiți atenți, mutați voi markerul cu un ochi în dreapta, unul în stânga, dacă nu vi se așează bine, dar vedeți, ca să aveți și de o parte și de alta, vedeți, eu și aici am două ochiuri pe față, da, înspre față, iar aici la fel, da, sunt două ochiuri pe față aici, da. După ce ați împărțit fețele și spatele, da, le-ați separat, eu am început să-mi pun marcatoare, da? Deci eu vreau aici, pe mijlocul feței, să am o torsadă, da? O torsadă alcătuită din
14 ochiuri, da? Le-am numărat bine? 3, 6, 9, 12, da. Deci o torsadă de 14 ochiuri. Deci practic le-am luat pe unele din mijloc. Uite, o să vă zic de la elastic câte au rămas. Deci de la elastic mi-am păstrat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, da? Deci asta este banda din față. Avem 16 ochiuri, da? După aceea 14 pentru torsadă, iar aici câte au rămas până la semnul de lateral, da? Avem 6, 9, 12 au rămas aici, da? Și așa am făcut și pe partea cealaltă, la fel, am lăsat 16, 14 și 12, da? Ca să fie simetric. Bun, acum pe spate, eu am delimitat mijlocul spatelui meu, da? Pe mijloc o să am aceeași torsadă din 14 ochiuri, da? Și m-am gândit eu că e prea mult spațiu între torsada laterală și torsada pe mijlocul spatelui, da? Și laterale, și am decis că o să mai fac două torsade mici aici, între ele, da? Astfel încât să fie cât de cât, adică să se așeze frumos modelul. Iar aici o să fie o torsadă din, câte ochiuri avem? 7, da? 7 ochiuri și aici sunt tot, de ce stați că nu știu de ce am pus 6 aici? Aici sunt 6 și aici sunt, nu, de ce am pus 7? Cred că am pus semnul greșit, o să-l mut un pic, da? Deci trebuie să am 6, așa, și aici la fel 6, da? Am pus aici și o să mut cu un ochi. L-am atașat eu greșit, da? Uite așa, da? Bun. Deci, cam asta este împărțeala, da? Avem 16 ochiuri între bandă și primul semn, torsada din 14 ochiuri, aici avem 12, aici avem, nu mai știu câte, 3, 6, 9, 13 ochiuri și o să vedeți mai încolo, o să fie mai, în momentul ce o să începem să lucrăm, o să fie mult mai explicit, da? Bun. Și acum începem primul rând cu model. Primul rând cu model implică să vă luați totuși un numărător de rânduri, pentru că o să vă fie mai ușor, da? Deci eu o să-l, așa, deci primul rând, da? Și o să mi-l agăț aici, după primele ochiuri, da? Ca să nu-l pierdem. Da? Bun. În primul rând. Hai să lucrez 2-3 ochiuri și după aceea, da? Păstrați cele 8 ochiuri deoparte și 9 în același fel, da? Adică lucrați un ochi pe față, unul pe dos, da? Asta este practic marginea voastră a cardiganului din față și o să pun aici numărătorul de rânduri ca să nu îl pierd. Bun? Acum, până la torsadă, eu o să lucrez cu punct leneș, adică fiecare rând aici o să fac ochiuri pe față, da? Aici toate ochiurile le transform pe față până la torsada mea, da? Așa. Pur și simplu lucrați pe față, da? Iar când o să vă întoarceți pe dos, rândul de pe dos, la fel o să lucrați aceste ochiuri pe față, da? Așa, bun, bun. Și să ajungem la semn, da? Marcatoarele sunt prea mici pentru andrelele astea, stadrele prea groase și o să procedăm în felul următor, o să îl prind de un ochi de desubt, da? Ca să fie, oricum o să le dăm jos, deja după ce o să se vadă torsada, nu o să mai aveți nevoie de ele, da? Acum, aceste 14 ochiuri o să le lucrez în felul următor, da? Vedeți așa, 6 ochiuri le lucrez pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Asta este o latură a torsadei. După aceea o să lucrez astea două ochiuri pe dos, da? Așa cum sunt ele. 1, 2. Iar latura cealaltă a torsadei, o să cobor marcatorul și ăsta de aici, că nu trece de Andreea.
Și o să-l prindem de... Da? Așa. Următoarele 6 ochiuri se vor lucra cu bob de orez, da? Adică un ochi pe față, unul pe dos, un ochi pe față, unul pe dos, față, dos, da? Când o să vă întoarceți, ochiul de pe față o să-l lucrați pe dos, ochiul de pe dos pe față, da? Dar o să lucrăm împreună aceste primele rânduri, da? Bun, mai departe, până la laterala mea, da? Iarăși o să lucrez cu punct leneș, adică toate ochiurile pe față, iar pe rândul 2, la fel, o să le lucrăm tot pe față, da? Așa. Bun. Și am terminat, practic, de lucrat fața. O să cobor și acest marcator, ca să nu ne încurce ele pe noi aici, da? Așa. Mai departe, acum am început spatele, da? Să lucrăm spatele. Până la torsadă o să lucrez toate ochiurile pe față, da? Pentru că avem punct leneș. Practic, între torsade o să lucrați cu punct leneș, fiecare rând cu ochiuri pe față. Așa. Aici vă spuneam că o să facem torsada mică, adică, iarăși cobor și astea, așa, lucrați în continuare ca atare, da? Două ochiuri pe față, două pe dos, două pe față, da? Și cobor marcator. Da, eu cobor ca să nu, că sunt foarte groase andrele pentru marcatoarele astea, da? Și am făcut prima torsadă mică. După aceea, între torsada din mijlocul spatelui și torsada mică, iarăși lucrăm toate ochiurile pe față, pentru că aici avem punct leneș, da? Așa. Da? Asta nu trece. Îl dăm jos. Așa. Bun. Deci lucrăm aici cu ochiuri pe față, da? Acum, torsada mare, la fel ca cea din față. Lucrați 6 ochiuri pe față, 2 pe dos și aici bob de orez. 6 ochiuri cu bob de orez, da? Deci avem așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? 2 ochiuri pe dos, iarăși cobor marcatorul. Când l-am pus, uite, nu m-am gândit la asta, dar, da? 2 ochiuri pe dos și aici cu bob de orez, adică un ochi pe față, unul pe dos, pe față, unul pe dos, față, dos. Și asta este, practic, torsada din mijlocul spatelui, da? Mai departe, mergem în oglindă, da? Aici toate ochiurile pe față se lucrează. Aici aveți torsada mică, adică două pe față, două pe dos, două pe față. Aici iarăși aveți toate ochiurile pe față până la laterala cealaltă. Aici toate ochiurile pe față, torsada mare, ochiuri pe față și platca din față, da? Termin rândul și vă arăt la rândul 2 cum se lucrează, da? Înainte de a vă arăta rândul 2, mi-am dat seama că nu v-am spus o chestie. Ca să se vadă în oglindă frumos aici torsadele, da? Când o să stea cardiganul față în față, pentru partea asta, da? Pentru torsada din față, cea mare, o să schimb ordinea, da? Laturilor. Dacă în partea la alta am lucrat 6 ochiuri pe față, da? Și după aceea bobul de orez, aici o să facem invers, da? O să lucrăm bobul de orez. 1, 2, 3, 4... 5, 6, da? După aia două ochiuri pe dos și ochiuri pe față, astfel încât ele când o să se... când o să vă uitați la cardigan din partea din față, o să fie cumva simetrice, da? O să se vadă frumos. A, s-a și rupt ăsta. Îl dau jos și
caut altul, dacă o avea pe aici, da? Pun altul. Astea sunt alea de la Lidl, de le-am cumpărat-o la un moment dat și nu sunt bune deloc marcatoarele astea, dar acum le tot rup și le arunc, da? Bun. Așa. Și mai departe, da? Avem punctul N și adică toate ochiurile pe față, da? 1, 2, până la platca din stânga noastră, da? Așa. Aici voi, dacă vreți să faceți butoniere, puteți să faceți butoniere foarte ușor, da? Și lucrăm platca din față, da? Un ochi pe față, unul pe dos. Bun. Acum, ne întoarcem la rândul 2, da? Asta este rândul 2. Eu am marcatorul agățat aici. Îl rotesc acum la 2, da? Adică partea de pe dos, cum ar veni, a cardiganului nostru. Se va lucra în felul următor, da? Aveți platca din față cu elastic 1 cu 1, da? Un ochi pe față, unul pe dos. Așa. Care nu se vor modifica. Acum aici vă spuneam punctul leneș, adică aceste ochiuri o să le lucrez tot pe față, chiar dacă ele sunt pe dos, le lucrați cu ochi pe față, da? Ca să vă iasă modelul punctul leneș. Faceți zgomot acest mică jucărie, da? Bun. Și am ajuns acum la torsadă. Da? Așa. Asta este torsada, da? Vedeți cele 6 ochiuri care eu le-am lucrat pe față aici. Aici o să le lucrez pe dos, așa cum sunt ele, da? Deci ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Bun. Aveți ochiurile din mijloc, adică două ochiuri pe față, care aici erau pe dos. Iar aici avem bobul de orez. 6 ochiuri cu bob de orez. Adică, ochiul care este pe față îl lucrați pe dos, da? Iar cel de pe dos îl lucrați pe față, da? 2, 3, 4, 5, 6, da? După aceea aveam iarăși punctul leneș, adică lucrez toate aceste ochiuri pe față, da? Ele, chiar dacă sunt pe dos, noi le lucrăm pe față. Cred că modelul știți cu toții. Eu mă repet pentru cei care sunt începători, da? Bun. Am ajuns la torsada mică, da? A, nu, mai avem, suntem la laterală, deci mai avem până la torsadă. Toate ochiurile astea se lucrează pe față. Vă recomand să nu faceți torsadă pe șolduri, da? De aceea am și ales să fac aici pe laterale ochiuri cu punctul leneș, da? Să nu faceți torsadă pe șolduri pentru că vă îngrașă foarte tare. Da? Bun, deci ajungem acum la torsada mică, da? La care veți respecta ochiul așa cum sunt ele. Cele de pe dos le lucrați pe dos, cele pe față pe față, da? Deci două ochiuri pe dos, două pe față, două pe dos. Și iarăși avem punctul leneș până la torsada mare de pe mijlocul spatelui, da? Adică toate ochiurile se lucrează pe față. Da? Bun. Am ajuns la torsada mare de pe spate și vedeți că aici pe spate avem bob de orez, 6 ochiuri cu bob de orez, adică inversăm, da? Un ochi pe dos, unul pe față, dos, față, dos, față. Ochiurile dintre laturi rămân la fel, adică două ochiuri pe față. Iar aici avem 6 ochiuri pe dos, da?
1, 3, 4, 5, 6. În continuare se lucrează idem, da? Până la capăt. Bun? Am lucrat câteva rânduri și am ajuns acum în rândul 5, da? În rândurile astea 5, 11, 15, 21, da? Ați înțeles tendința? O să facem răsuciturile la torsade. Însă nu o să le facem la toate odată, ci odată, de exemplu, în rândul 5 o să facem torsadele mici, în rândul 11 torsadele mari. După aceea, iarăși, cele mici, cele mari. De ce? Ca să nu se strângă. Dacă faceți toate răsuciturile astea în același timp, s-ar putea să vă strângă foarte tare lucru, da? Și acum, după cum vă ziceam, eu sunt în rândul 5, da? În continuare, noi am lucrat, da? Aici fiecare rând pe față, aici aveți torsada mare, da? Care se face dintr-o latură cu ochiuri pe față și o latură cu bob de orez, laterala, și am ajuns la torsadele mici, cele două de pe spate, da? Asta alcătuită din 6 ochiuri, uitați-le aici, da? Și cum o să procedați? Coborâți 2 ochiuri, cele două pe față, în fața lucrului, da? Așa, o să dau mai aproape. După aceea, trebuie să lucrați cele 4 ochiuri. Cum le lucrați? Lucrați 2 ochiuri pe față, da? Și 2 pe dos, ca să vi se așeze torsada în același mod, da? După aceea, urcați înapoi ochiurile pe Andreea și lucrați cele două ochiuri pe față, da? Practic, ca să aveți același model, da? Cu două pe față, două pe dos, o să trebuiască să le inversați puțin aici. Iar în continuare, lucrați rândurile la fel, da? Respectând modelul, da? Până la următoarea torsadă mică pe care o veți răsuci și pe asta, da? Asta fiind în rândul 5, da? Terminați rândul și continuați să lucrați până la rândul 11, în care ne revedem și vă arăt cum fac răsucitura la torsada mare, da? Am ajuns în rândul 11 și, după cum vă spuneam, în acest rând o să facem răsucirea la torsadele mari, da? Uitați cum arată cele mici de pe spate, da? Cele din 6 ochiuri. Acum o să facem răsucirea la torsadele mari. Înainte să facem asta, o să vă spun așa, da? Uitați, ăsta este cardiganul, da? Ca să, fața, da? Să zicem. Ca să fie simetrice aceste răsuciri, în stânga o să o facem într-un fel, în dreapta în alt fel, da? Și o să vă arăt imediat diferența de model, ca să zic așa. După cum vă spuneam, facem asta ca să fie simetrice și frumoase, da? Deci am început să lucrez rândul 11, da? Lucrăm până la torsada de pe față. Cea de pe spate puteți să o răsuciți cum vreți voi, da? Ceea ce avem ochiurile pe față, până la torsadă. De aceea v-am spus că în acest moment nu mai aveți nevoie de marcatoare, pentru că deja modelul se vede și nu este nevoie să mai vă lăsați marcatoarele decât cele de pe lateral, dacă vreți. Dacă nu, mai numărați atunci odată rândurile, să aveți 50 pe față și restul pe spate, 83 pe spate, da? Bun. Și am ajuns la torsada mare, după cum vedeți. Răsucirea torsadei mari se va face identic cu cele mici de pe spate. Coborâm ochiurile astea 6 în față, da? Le coborâți în față. Iar acum, practic, încrucișați, da? Ca să vă iasă același model, o să lucrați bob de orez 6 ochiuri, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? După aceea aveți 2 ochiuri pe dos, da? 1, 2, da? Iar acum urcați înapoi ochiurile pe care le-ați coborât pe acul de torsadă, da? Și le lucrați pe față, așa cum sunt ele, da? 6 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da?
și ați făcut răsucirea. Acum, continuăm rândul cu modelul ca atare până la torsada din față, adică cealaltă torsadă, și vă arăt cum răsuciți în acel caz ca să vă iasă simetric, da? Așa arată torsada din stânga. Am ajuns, da, la cealaltă torsadă și vreau să vă arăt. Deci asta, vedeți că se răsucește în stânga, iar astea vreau să se răsucească în dreapta. Și cum facem asta? Foarte simplu, coborâm cele 8 ochiuri, da, cele 6 din bob de orez și 2 pe dos, le coborâm în spatele lucrului, da? 1, 2, 3, 4, 5, așa, 8, da? Cred că e bine. 7, dar de ce sunt 7 aici? Trebuie să fie 8, cred că mi-a scăpat ăsta de aici. Așa, da? Bun, acum le-am coborât în spate, da? Aveam un ochi luat pe Andreea din greșeală. După ce ați coborât ochiurile astea în spate, așa, o încălcitură aici de fir, opa, așa, da? Le lucrați pe astea pe față, da? Cele 6 ochiuri care au rămas, le lucrați pe față, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Ulterior, cele 8 ochiuri le urcați înapoi pe Andreea, da? Și ca să vă fie simetrică, da, torsada voastră, lucrați 2 ochiuri pe dos și după aia 6 cu bob de orez, da? 1, 2 ochiuri se lucrează pe dos, iar după aceea cele 6 cu bob de orez, da? 2, 3, 4, 5, 6, da? Și terminați rândul așa cum, conform modelului, da? Și o să vedeți, da, că ele se răsucesc. Asta le coborâți în față pentru torsada din stânga, pentru torsada din dreapta, coborâți în spate, da, ochiurile cu bob de orez și o să ajungeți să arate modelul simetric. Acum, în continuare, ce o să faceți? După aceea, după cum v-am spus, în rândul 15 o să faceți răsucirea la torsadele mici, da? Cele de pe spate, după aia în rândul 21 iarăși faceți la torsadele mari și tot așa mai departe, da? Până la sub braț. Eu aici o să închei prima parte a acestui tutorial, o să încheiem, cred că e suficient pentru ziua de astăzi și noi ne revedem în partea a doua, da, unde o să continuăm să lucrăm acest cardigan. Acum vouă vă rămâne decât să lucrați cât vreți voi până la sub braț, da, în funcție de lungimea dorită de fiecare. Că poate îl vreți până în pământ sau poate îl vreți mai scurt, mai lung, cum considerați, da? Cam atât. Vă doresc o zi extraordinară, spor la lucru și nu uitați că este păcat să rosiți timpul ca activități care nu vă fac plăcere, da? Pa, pa, vă aștept în următorul tutorial.